Case inundate, copaci smulși din rădăcină, străzi acoperite de ape și mașini blocate în șuvoaie, totul doar în Constanța, în intervalul în care orașul a fost sub cod portocaliu de ploi torențiale. Pentru mai multe informații, mergem acum la Iulia Stanciun, direct de la malul Mării. Iulia. Bun găsit tuturor, a fost o noapte albă pentru pompierii constanțeni, a fost emis un cod portocaliu de vreme rea și au fost foarte mulți copaci căzuți pe carosabil sau pe mașini. Puteți vedea că și la această oră se intervine aici în Constanța, sunt mulți copaci care au căzut pe carosabil. Noi ne aflăm pe Bulevardul Lăpușneanu din Constanța și puteți vedea că și la această oră muncitorii de la Spații Verzi încearcă să degaje de un copac care a căzut. Peste tot în oraș au fost astfel de intervenții. Pompierii au avut peste 30 de solicitări. Spre exemplu, două persoane au rămas blocate într-o mașină. Practic, erau înconjurați de apă. Codul portocaliu a fost emis după ora 3:30, mai exact la ora 3:38. Vântul a suflat cu putere, cu 70 de kilometri pe oră și au fost vizate mai multe localități, printre care Constanța, Năvodari, Ovidiu, Topraisar, Săcele și Bărăganu. Și la această oră puteți observa că se intervine, așadar a fost o noapte albă, vântul a suflat cu putere și consecințele se văd și la această oră. Mulțumesc, Iulia. Pompierii au avut zeci de intervenții din cauza ploilor abundente și a vântului puternic și în județul Giurgiu. Zeci de copaci au fost doborâți de furtună, iar unii au aterizat pe mașini, ori au rupt mai multe cabluri. Cu detalii despre situația din Giurgiu, stăm de vorbă acum în direct cu purtătorul de cuvânt al Inspectoratului pentru Situații de Urgență Giurgiu, Nicoleta Beianu, în direct la știrile dimineții. Bună dimineața! Bună dimineața! Care este, ce s-a întâmplat aseară în județul Giurgiu, doamna Beianu, și care sunt concluziile? Așa este, în urma ploilor abundente ce au căzut în ultimele ore, dar și a vântului puternic, echipajele ISU au fost solicitate să intervină în mai multe situații, fie că a fost vorba despre copaci doborâți de vânt sau de inundații. Cele mai multe intervenții au fost în municipiul Giurgiu, acolo unde strada Gării a fost inundată, dar și mai multe curți aflate pe 8 străzi. Drumul județean 601 între localitățile Crevedia Mare și Roata de Jos a fost blocat de un copac rupt de vânt, până când au intervenit pompierii pentru a elibera partea carosabilă. Am avut copaci căzuți pe cablurile de electricitate, dar și pe mai multe străzi din municipiul Giurgiu, în localitățile Vadulat, Ghimpați și pe șoseaua Alexandriei spre Vieru. Într-unul din cazuri, la Ghimpați, un copac era căzut pe un autoturism. Reamintim faptul că județul Giurgiu s-a aflat sub o avertizare meteo de averse torențiale și de vijelii cu viteze ale vântului de 55-75 de km la oră până în această dimineață la ora 6. Au fost, doamna Beianu, și persoane care au fost rănite sau au avut nevoie de îngrijiri medicale după furtuna de ieri? Din fericire, nu au fost persoane rănite și nu s-a intervenit cu echipajele SMUR pentru a acorda primul ajutor. Iar în această dimineață mai există probleme pe undeva după ce s-a întâmplat ieri sau toate drumurile au fost degajate deja? Se mai intervine în această dimineață pentru degajarea mai multor copaci căzuți pe partea carosabilă pe șoseaua Alexandriei spre Vieru. Acolo erau căzuți copaci de o parte și de cealaltă a drumului. Mulțumesc mult, Nicoleta Beianu, purtător de cuvânt al ISU Giurgiu, cu detalii despre furtuna de aseară, care a afectat și județul, dar evident și reședința de județ, orașul Giurgiu.